și vrei să încerci. Neapărat să încerci, să faci orice, să încerci ce vrei să faci. Dacă m-ați înțeles, eu m-am înțeles. Bine, atâta timp cât nu deranjez lumea din jur și dai muzica mai încetă. Poate. Uite cum am venit cele 10 părunți, cele mai departe. Nu neapărat în negru, în ce simț. Eu asta am avut, am făcut-o cu mânuțele mele. Și mă simt foarte bine. Adorăm organismul nostru și contează dacă muzica e mai tare și eu nu mă aud și ne simțim în ea, în organismul nostru. Cum nu s-a simțit nimeni niciodată? Neapărat să mergi pe stradă și să te apuci să... Deși e o idee. Mai mult să mergi pe stradă, te oprești la un moment dat. Dar ții minte ce ți se deschide acum când vibrezi. E aici ceva, e puterea. Cu ea lucrăm, cu ea de dimineață până seara e cu noi, să nu uităm de ea, să vă ținem încă o dată, cum stau eu de obicei, din când în când mi-aduc aminte, relaxată. Uite că ea ne ține acolo așa, energie. Tumboric. Așa tot și în spate și aici. Tot așa. Ne simt, ne ține foarte relaxat, așa. Zici că ne ține ceva organismul. Și... Și cum se zice, acum am venit. Mie îmi vin multe gând, înseamnă că așa e. Bărbații nu gândesc, gândesc cu... Da, e ceva acolo, trebuie să învățăm noi femeile niște... niște simțuri. Să simțim ceva și... Să învețe și ei ceva, cum simt, și să învățăm și noi cum simțim și cum se deschide puterea, puterea de orice. Uite, acum simțim ceva răcuros, mentă, eu așa o mentă, și ciudat, acolo unde trebuie să fie oranj, ceacră, e verde. E ca o... Sunt frunze multe, pădure, superbe, mentă, așa o răcoare plăcută. Intră într-o pădure, vara. Interesant. Așa ține vibrațiile, cum e
ceva cumva și avem câteva clipe, nu contează, te duci într-un oghez la servici, duci într-un ușor așa de patru cu tine și un pic acolo lași liber, deschizi totul. Și pe mine cineva cu problema aia, care a venit la început și te dai de toți părinții și mai încearcă o dată și vine și tu încercați să relaxezi totul aici. Încearcă să te uiți așa relaxat, admirându-l cumva, îndelăgia și nebunia care și-a propus-o, cu care să vină. Orice formă, tot mult am masterclass. Ce să zic? Dacă aș face un masterclass, aș face despre cum e să învățăm să fim noi înșine, adică cum e să fii tu. Să-ți simți corpul, să-ți-l admiri și la un moment dat să facă corpul ce n-a făcut în viața lui. Niște exerciții care eu fiind actriță, masterclass în actorie, toată lumea face. Dacă tot să fim unici, hai să fim noi înșine, doar să respirăm, doar să ne dăm. E destul să fim doar noi. Și nu uităm nechilibru. De jos în sus și de sus în jos. Dar asta e foarte important acum. Eu am început locul ăsta. Chakra de sâmburi. Tragem de jos în sus, încercăm. Se luminează, da, și fiecare poate, și fiecare luminează. Suntem niște lumini pe pământ, uite așa facem, luminile, excelent. Încercăm să găsim, să rupem frumusețea care o credem noi, a corpului nostru, să găsim altă frumusețe, sălbatică, știu dacă aș zice. Și acum eu mă vindec, eu simt. Și vindec pe cel care se uită, pentru că așa merg lucrurile,
Adică tot pe mine, că după aia tot eu mă uit la mine. Și uite, așa mă tot vindec. Și nu că suntem bolnavi, suntem foarte sănătoși. Asta să ne intre bine în cap. Suntem foarte sănătoși. Energiile mele de gând, de vibrațiile toate mele de glumă și atunci luăm măsuri, da? Dacă putem în fiecare zi și toată ziua, dacă putem, nu cu asta ne și ocupăm, dacă nu, o dată la două zile ar fi. Ajută-mi și pământul. Vibrăm pământul. Da. Facem orice mișcare, orice exercițiu. Ne gândim numai la noi. Dacă nu putem, măcar lăsăm niște frânturi, da? A pământului, nu neapărat cum e, putem să vedem și altfel. Cine știe cum e de fapt, de fapt. Ce liberăm, scoatem așa și așa sunetul și ca și cum am luat, dacă e mai jos, ca și cum iese de acolo. Da. Așa simt. Și liberează totul și pământul. Chiar dacă nu simțim vibrațiile, ele sunt. Ar fi destul, primul masterclass de a fi tu, oricum poate fi, oricum, cum îți place.